Celebrul regizor Alexander Hauswater va realiza noua coproducție dintre Teatrul de Artă Deva și Teatrul Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani. Este vorba despre spectacolul Interludii de Eugene O'Neill, unul dintre dramaturgii americani iconici ai secolului 20, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură și al Premiului Pulitzer pentru Dramaturgie. Repetițiile pentru spectacol au demarat deja, iar premiera va avea loc în luna aprilie la Deva și Petroșani. Textul ales este o adaptare a piesei Interludii de Eugene O'Neill, unul dintre dramaturgii americani emblematici ai secolului 20. Interludii este un text extrem de intens, realist, despre viața unei femei, prevestind parcă dramele psihologice contemporane ce pun în prim plan deriva intimă și soluțiile disperate de salvare individuală. Prezent la Deva, renumitul regizor Alexander Hauswater a vorbit despre Interludii, dar și despre faptul că teatrul trebuie să ne facă să simțim și să iubim. Eugene O'Neill e un fel de Chekhov, Anton Chekhov al Americii. La bază era o piesă de vreo 6 ore, 7 ore. Povestea unei femei care trece de la un stadiu la altul mi s-a părut de un modernism absolut extraordinar și mi s-a părut că e o realitate care poate să afecteze, să impresioneze astăzi. Teatru trebuie să ne facă să simțim, să ne facă să iubim și cred că povestea lui Nina, eroina principală, poate să facă acest lucru. Trebuie să ne așteptăm la un spectacol special, la un spectacol care, așa cum zicea și maestru Alexander Hauswater, regizorul, creatorul acestui spectacol, este atipic. Nu este un spectacol obișnuit în care oamenii vin să aștepte să plângă sau să râdă. E un spectacol în care sunt greu încercați, în care emoțiile sunt duse la un nivel aproape dureros, care va schimba spectatorul, se va schimba ceva în el. Toate producțiile maestrului Hauswater sunt în acest sens, în sensul de emoție puternică, o transfuzie de emoție extrem de puternică de la actanți către public. Și trebuie luată ca atare. Este o onoare pentru noi că a venit la teatrul nostru. Am avut o discuție foarte lungă cu maestru cu un an la București și am reușit să-l aducem la teatrul nostru. Considerăm super benefic pentru echipele celor două teatre această colaborare. Actorii se pot cunoaște între ei, își pot învăța unii altora tehnicile de lucru sau habar n-am pot împărtăși. Suntem foarte încrezători în spectacolul pe care am început să-l producem, în Interludii. Suntem onorați de asemenea să-i avem alături de noi pe domnul compozitor Mircea Chirai și pe domnul regizor Alexander Hauswater. Din distribuția spectacolului fac parte actorii ai ambelor teatre producătoare, iar echipa artistică este compusă din profesioniști de top, între care și compozitorul Mircea Octavian Chirai. Dacă ar fi să definesc într-un fel muzica pe care o fac pentru Alexander, pentru maestru Alexander Hauswater sau magicianul Alexander Hauswater, este o muzică caleidoscopică, la fel ca și a spectacolului său, ca și spectacolele sale, în sensul că te uiți la un obiect și el îți apare prin o sumedenie de oglinzi în diferite perspective. Este denaturat, dar suma, v-ați uitat probabil într-un caleidoscop când erați copii, suma este senzația apariției în diferite ipostaze a unui singur obiect. Aceasta e părerea mea despre teatru și muzica magicianului Alexander Hauswater. Premiera spectacolului Interludii va avea loc în data de 12 aprilie la Teatrul de Artă din Deva, iar în 14 aprilie la Teatrul din Petroșani.